Ne așteaptă un nou val de caniculă în zona de vest a țării la sfârșitul acestei săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni în Banat. După scăderea valorilor termice de la începutul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat până în jurul datei de 13 august și va deveni caniculară. Astfel, media regională a valorilor maxime va crește de la 28 de grade până la 37-38 de grade, iar cea a valorilor minime de la 13 grade până la 19 grade. După data de 13 august, temperatura aerului va avea tendință de scădere ușoară. Media valorilor diurne va ajunge la 35 de grade, iar a celor nocturne la 17 grade, a transmis ANM. Conform meteorologilor, probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului. Doar în jurul datei de 6 august și după data de 15 august vor fi posibile averse și descărcări electrice.